Bună ziua! Mulțumesc că ați dat curs cele de două invitații a Asociației Promulex a misiunii de observare la conferința de presă pentru prezentarea rezultatelor sau constatărilor din perioada orilor 9-14. În perioada de referință, echipa centrală a prelucrat cu statut de incident 544 de cazuri. Deci, ca să precizăm, în total de la deschiderea secțiilor de votare, 544 de cazuri, inclusiv cu cele de dimineață. Iar în prezentul comunicat, cum spuneam, pentru intervalul 9-2 sau 9-14-00, au fost incluse 316 incidente confirmate. Potrivit observatorilor, din totalul de 614 secții de votare monitorizate, 224 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, iar în 203 secții de votare nu există încălzire. În 271 de secții de votare, din cele 614 cuprinse în eșantion, în intervalul 9.30, 12.30, observatorii Promulex au semnalat situații de aglomerație atât în incinta secțiilor de votare cât și în interior. De asemenea, pentru intervalul respectiv 9.30, 12.30, în cel puțin 12 secții de votare din 30 deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană și în cel puțin 48 de secții din 65 deschise pentru alegătorii din diaspora, în care există și observatori Promulex, vorbim despre secții acoperite cu observatori Promulex, de asemenea a fost constatată aglomerație. Acum, cu privire la incidentele semnalate în perioada de mai sus menționată. Incidente legate de omisiunea asigurării ordinii în secția de votare și în rază de 100 de metri de la secția de votare. Și aici vorbim despre prezența materialelor iarăși de publicitate, afișe, panouri electorale din rază secției de votare, alte 12 cazuri. Voi preciza că este posibil ca multe din aceste cazuri, despre care vom vorbi în continuare, să fie de fapt situații pe care observatorii le-au documentat anterior, până la orele 9, dar care au putut fi verificate și procesate, fiind un volum mare de informații, după orele 9, respectiv nu s-au regăsit în precedentul comunicat și se regăsesc în acest comunicat pentru orele 14. Deci astfel de cazuri de prezență a materialelor de publicitate, afișe, panouri electorale au fost la Cățeleni, Hâncești, Cobusca Nouă, Hanenii Noi, Ciorescu, Chișinău, Târgu Vertujeni, Florești, etc. Agitație electorală sau PR negru în perimetrul secției de votare sau chiar în incinta secției de votare au fost constatate alte 6 cazuri în secții de votare din Bălți, Râșcani, sectorul Râșcani-Chișinău, Gaidar din UTAG, Cahul, sectorul Botanica-Chișinău. Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în rază de 100 de metri de la secția de votare au fost constatate cel puțin 22 de cazuri în localități precum Trușeni, Chișinău, Cahul, Dumitrieni, Piatra, Orhei, Sângerei, Hârbăvăța, Nenii Noi, Vadul Isaac, Cahul, Alexanderfeld, Cahul, Mărcăuți, Dânceni, Ialoveni, Limbenii Vechi, Glodeni, Mileștii Mici, Bălți, Caracușenii Vechi. O situație aparte ce ține de prezența persoanelor neautorizate, vrem să o accentuăm, este un fenomen nou observat în contextul alegerilor în Republica Moldova, este acea situație despre care în principiu și presa deja a scris, prezența unor persoane în afara secțiilor de votare, în special în diaspora, care înregistrează fluxul de cetățeni care vin la secțiile de votare. Deci se înregistrează prezența cetățenilor la secția de votare. Aflându-se în rază de 100 de metri de la secția de votare, desigur că aceste lucruri le-am calificat corespunzător și vrem să vă arătăm și câteva poze în acest sens, ca să vă faceți o închipuire despre ce este vorba. Deci,
Noi avem astfel de situații la Bologna, Republica Italiană, Barcelona, în Spania, Rimini, iarăși în Italia, Stuttgart, în Germania și Milano, iarăși în Italia, Roma de asemenea și o situație similară și în satul Grigorievka, Căușeni. Deci, prezența acestor persoane poate indica asupra unor încercări de a, pe de o parte, intimida alegătorii, în sensul în care informația ar putea să fie utilizată ulterior pentru a identifica persoane, sau este o informație care se colectează pentru a verifica prezența la vot, în sensul în care știm că au fost zvonuri sau au fost anumite discuții în turul întâi de scrutin despre faptul că în diaspora nu ar fi fost de fapt atât de mulți cetățeni prezenți. Acest lucru este îngrijorător pentru că noi nu știm de fapt care este scopul acestor persoane care se află în adiacentul secțiilor de votare și cum ar putea să fie utilizate ulterior aceste înregistrări pe care, cum spuneam, le vedem în premieră într-un fenomen atât de masiv utilizat. Încălcarea secretului votului este o altă problemă, un alt tip de incident. Am avut 88 de cazuri constatate și raportate, iată, pentru intervalul 9-14. O să dau doar câteva exemple, așa, din localitățile care s-au remarcat. Sângerei, Clișova-Urhei, Lebedenco-Cahul, Ciocana, Durlești, Râșcani, sectorul Râșcani, Sângerei, Cupcuiliova, Ungheni, Ciorescu, Căplan Ștefan Vodă, Bădiceni, Ciocana, iarăși Hâncești, Mileștii Mici, Ialoveni, Sociteni, Utag, Dizghingea, Sângerei, Clișova, Popeasca, Ștefan Vodă, Lopățica, Cahul, Beșalma, Utag, Unțești, Ungheni. Deci sunt foarte multe cazuri, nu o să le dau acum citire, o să le găsiți toate descrise în comunicatul care va fi publicat. Desigur că avem astfel de cazuri, iată, și peste hotare, în Turcia, Istanbul, în Irlanda, Dublin, în Marea Britanie, Northampton și așa mai departe. Votarea nejustificată în grup, 6 cazuri. Amintim că votul trebuie să fie secret și liber exprimat, iar votarea în grup încalcă aceste principii și poate reprezenta iarăși o modalitate de control a votului sau de influență necorespunzătoare asupra alegătorului. Astfel de cazuri au fost raportate la Cineșeu-Rezina, Orhei, Selemet-Cimișlia, Durlești-Chișinău, Cahul și Puhoi, raionul Ialoveni. Accesul restricționat pentru observatori sau obstrucționarea procesului de observare liberă au fost constatate alte 3 cazuri, la Vorniceni, la Sângerei și la Doroscaia. Incidente legate de influențarea votului, și aici vom menționa în primul rând cazuri de, sau zvonuri, tentative sau situații de recompense materiale sau bănești oferite alegătorilor. 5 cazuri au fost documentate. Vorbim despre sectorul Râșcani-Chișinău, în preajma sau în secția 192, iarăși Râșcani-Chișinău, 246. Rezina, secția 2, secția 16 din circunscripția pentru alegătorii din regiunea transnistreană și un caz la Istanbul, în Turcia, unde 2 alegători din rândul celor care așteptau să voteze discutau despre recompense financiare și anume se întrebau dacă o să primească și astăzi bani ca și în primul tur de scrutin. Ar fi fost menționată suma de $100 pentru un vot. Din discuția care a fost auzită, se pare că banii au fost confiscați la vamă, așa discutau persoanele respective. Transportarea organizată a alegătorilor, au fost constatate 7 cazuri în următoarele localități. Hagimus, Căușeni, secția 16, 2 cazuri chiar, Transnistria, iarăși 3 cazuri, Buiucani, Chișinău, din nou Istanbul. Cazuri de intimidare sau
acte de violență cu implicarea alegătorilor, membrilor birourilor sau observatorilor, mass media și altor persoane, au fost constatate 3 cazuri. Vorbim despre situații din Dorotskaya, secția 21, sectorul centru, secția 118 aici în Chișinău și Brânzeni, secția 22. Iarăși, situațiile se găsiți desfășurate pe pagina Asociației Promolex. Incidente legate de organizarea votării. Dimineața am vorbit despre acest fenomen, dar iată, sunt constatate în continuare urne de vot care nu au fost sigilate potrivit procedurilor în 21 de cazuri. În sectorul Botanica, în Hristici, Soroca, Copanca, Căușeni, Zăbriceni, Edineț, Ciocana, Chișinău, Mateuț, Rezina, Milești, Mici, Loveni, Alexandreni, Sângerei, Dubna, Soroca, în Republica Franceză, Montreux, în Visoca, Soroca și așa mai departe. Iarăși avem constatate în continuare cazuri de buletine de vot care nu sunt repartizate membrilor birourilor și păstrarea necorespunzătoare a acestor buletine. Conform regulamentului Comisiei Electorale Centrale, acestea ar trebui să fie păstrate într-un safeu sau dulap din interiorul secției de votare. Iată că în 13 cazuri constatăm că acestea sunt păstrate necorespunzător în localități precum Ghetlova, Orhei, Ialoveni, Puțintei, Orhei, Găvănoasa, Cahul, în Frankfurt am Main, în Germania, în Milano, secția 99, în Verona, secția 114, Republica Franceză, Paris, secția 31, secția 28, iarăși Paris, Barcelona, 201, Madrid, 199, Manchester, 163 și Northampton, 160. După cum vedem, sunt multe secții de votare de peste hotare menționate de această dată. Este posibil ca în astfel de secții, într-adevăr, să existe anumite dificultăți cu disponibilitatea unor dulapuri sau unor safeuri în care să fie păstrate buletinele, care nu sunt repartizate încă. Întrerupere pe parcursul zilei votării a procesului de filmare a operațiunilor electorale au fost constatate 23 de cazuri. Aici amintim că orice oprire a filmării poate ridica suspiciuni și poate afecta încrederea publicului în corectitudinea alegerilor. Au fost aceste cazuri în următoarele localități: Bobeica, Hâncești, Lipnic, Ocnița, Râșcani, Chișinău, Bilicenii Vechi, Sângerei, Ciocana, Chișinău, Gvozdova, Florești, Filipeni, Leova și așa mai departe. Sunt, de fapt, destul de multe ca să le dăm citire tuturor. Încetarea, suspendarea nejustificată a votării în secția de votare au fost 7 cazuri. În următoarele localități, în intervalul, da, iarăși să precizăm, 9-14-00. Deci, Buiucani, Chișinău, Botanica, Chișinău, Ciocana, Chișinău, Copăceni, Sângerei și Centru Chișinău, suspendarea nejustificată a votării, iarăși în legătură cu dificultățile de conectare la sistemul automatizat de stat alegeri. Și 34 de cazuri, iarăși deficiențe în funcționarea sistemului respectiv, în mai multe localități, din toată țara, de fapt, inclusiv din Chișinău. Deficiențe în listele electorale au fost constatate 39 de cazuri, în localități precum Zaim, Căușeni, Alexeievka, Edineț, Ciocana, Chișinău, Centru, Chișinău, Râșcani, Botanica, practic în toate sectoarele. Și alte cazuri care au fost încadrate în categoria altele, 27 de cazuri în total. Și cam acestea au fost constatările la această oră. Deci, după cum spuneam, avem un număr de telefon 068-43-8323 și la acest număr cetățenii ne pot sesiza eventuale încălcări, nereguli pe care le constată.
De asemenea, la adresa de e-mail sesizare@romulex.media. Reamintesc că informația a fost cea cuprinsă în intervalul 9-14, vorbind despre 316 incidente confirmate, care se adaugă celor de dimineață. Acestea au fost constatările. Dacă sunt întrebări sau neclarități. Atunci vă mulțumim și următoarea comunicare publică va fi la orele 19:00. Va fi un comunicat de presă distribuit în adresa mass media și publicat de asemenea pe pagina Asociației Promulex. Dacă vor interveni situații care vor necesita, eu știu, organizarea unui briefing ad hoc, vă vom comunica despre acest lucru suplimentar și vă vom invita corespunzător. Mulțumesc mult, o zi bună, în continuare tuturor și mergeți la vot!